Înainte să merg la ore, vreau să iau ceva cu mine. Jucăria mea de pluș Pumni. Uitați-vă la tocilara aia! Vedeți asta? Hai să o luăm peste picior! Buuu! Nu mai ai jucăria acum! Scapă de coșuri și o să ți-o dăm înapoi! Hai să plecăm! Pumni! Pumni nu te poate auzi din cauza zgomotului apel din toaletă! Ce-ați făcut? Repede, să o băgăm cu capul înăuntru? Da! O să te întoarcem cu capul în jos! Cum ți se pare acolo? E așa de amuzant! Hai să o punem jos acum! Bate palma, frate! Abia aștept să le spun tuturor despre asta! Ha? Sunt așa de răi! Ha? De ce e ușa asta aici? Ceva îmi spune că trebuie să intru! Wow! Dar unde duce acea ușă? Acest loc pare familiar! Aceia sunt... Bine ai venit la circul digital uimitor! Eu sunt Pumni, iar eu sunt Kane! Dar ce e neregulă cu fața ta? Nu pot să te accept în circul meu! Pleacă! Nu! Nu, 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 nu! Promit că o voi transforma ca să poată rămâne! Te rog, te rog! Uită-te la ea! Vreau doar să ajut! Această transformare trebuie să fie uluitoare! Yay! De la săracă la Pumni, transformarea extremă! Avem multe de rezolvat în legătură cu tine? De unde ar trebui să începem? Îmi urăsc fața! Știu! Pot să fac orice să apară aici, inclusiv această cutie! Încearcă să întorci mânerul! Ok! Se pare că vom începe cu fața ta! Această jucărie pare să aibă multe coșuri pe față! Ar trebui să le storci pe toate! Aici o voi pune jos pentru tine! Pot să le storc pe toate? Iese atât de mult puroi! Încearcă să-l freci pe toată fața! Se va întări ca o mască de lut! Cred că e timpul să o desprindem! Momentul adevărului! Wow! Această mască a îndepărtat toate coșurile! Scârbos! Wow! Pielea ta arată așa de netedă! Această problemă inestetică a fost în sfârșit rezolvată! Deci, cred că rămân cu acest păr pentru moment! Ha? E aceea o ghilotină? Pentru mine pare doar o lamă de ras uriașă! Știu! Oare o să-și taie capul? E doar părul! Ha? Doamne, gândește! Un moment! Vom lăsa aparatul de sloturi să decidă! O pălărie? Stai! Această pălărie arată ca a mea! O să lipesc părul de ei! Acum ai parte de distracție dublă! Păr și o pălărie de bufon! Frumos! De aceea părul e coroana ei de bufon! Fața mea arată așa de banal! Cred că ai nevoie de puțină culoare pe față? Să începem! Mă întreb ce ne va da cutia? Vopsea! Înăuntru e un trafalet cu vopsea albă! Frumos! Cred că trebuie să aplicăm asta pe fața ta! Închideți ochii și respiră adânc! Fața mea e așa de albă! Trebuie să dăm puțină savoare, un ruj și o rozătoare de brânză! Voi rade rujul în bucăți foarte mici! Apoi voi turna un pic de spumă peste, ca un fel de frișcă preferată! Apoi o să amestec până când se transformă în această culoare roz! Ia o pensulă și o înmoi în ea, astfel încât să putem folosi ca un far de pleoape! Wow! Fain! Ha? Buzele tale sunt așa de uscate! Ne-am terminat rujul! Cred că trebuie să dăm cutiei încă o șansă!
Jeleu? E pudră de jeleu? Îl torn într-un castron cu apă și amestec. Acum bagă-ți buzele în el. Sunt prea întunecate? Nu-ți face griji, e doar o mască pe care trebuie să smulgi. Rămâne o nuanță roșie frumoasă. Așa de tare! Încă un lucru, fardul de ochi. Yay! Fața mea arată ca lui Pumni. Ce vom face cu hainele mele? Sunt toate rupte și urâte. Gândește? Știu! Uite! Vom juca un joc. Vei primi un articol de îmbrăcăminte pentru fiecare conservă pe care o lovești. Iată mingea! Poți să faci! Haia! Am lovit-o! Am primit un top drăguț! Wow! E așa de frumos! Continuă! De data asta am lovit fusta! Uite la fusta mea! Felicitări! Încă unul! Da! Am lovit pantofii! I-am prins! Uite, suntem ca două picături de apă! Unul în plus! Haia! Lovitură frumoasă! Aici sunt mânușile tale! Te ajut să le pui! Sunt așa de confortabile! Acum e o mini-versiune a lui Pumni! Nu pot să mă opresc din scârpinatul urechilor! Arată-mi! E multă ceară în urechi! Ce planifică să facă cu o farfurie și un pai? Să facem o gaură în farfurie! Chibrit! Oh, uite flacăra aceea! Acum vom aprinde paiul și va suge toată ceara din urechi! Să vedem! A prins atât de multă ceară din urechi! Gata? Urechea ta arată curată! Vrei să vezi cât am adunat? E așa de scârbos! Da, mai bine aruncăm asta! În sfârșit poate să audă muzica ei preferată! Transformarea ta e gata! Fă o piruetă! Mersi pentru ajutorul tău, Pumni! Poți să te întorci acasă la părinții tăi acum! Ușa de ieșire e chiar acolo! Urăsc despărțirile! Aș vrea să te văd din nou curând! Ha? Nu ai voie să pleci! Te rog, îmi e dor de mama! Mi-e foame, așa că mai bine îmi gătești ceva mai întâi! Bine, o să-l desenez pe Kane folosind ciocolată, începând cu capul lui semnătură, ochii și pălăria lui. Apoi o să umplu culoarea gingiilor și globii oculari. Apoi o să torn aluat de clătite peste desen. Îl las să se coacă puțin, apoi îl întorc pentru a dezvălui capodopera. Această clătită arată delicios! Va trebui să fac un taste test! E gumoasă și cu siguranță m-a săturat! Ok, poți pleca acum! Yay! Cât de bine fac jonglerii! Ce miroase! Vine de la gura ta! Bună! Iai! Respirația ta miroase urât! Dinții tăi au nevoie de puțină atenție! Ce avem aici? Un aparat electric de șlefuit! E așa de înfricoșător! Să trecem la treabă! Vino aici! O să mă doară! Relaxează-te! Trebuie doar să-ți reparăm dinții! Cred că am terminat! Să vedem! Ups! Toți dinții ei au dispărut! Mă întorc imediat! Kane, am nevoie de capul tău! Ce? Am adus dinții noi pentru tine! Deschide gura! Te potrivesc perfect! Uită-te la acei dinți strălucitori! Arată-le zâmbetul tău frumos! Acel zâmbet ar putea lumina o întreagă cameră! La revedere! O să-mi fie dor de tine! E timpul să mă întorc în lumea reală! La revedere, Pumni! Ei bine, o să fiu înapoi! Hei, fetelor! Vă place noul meu aspect? Ce? E fata cea tocilară! S-o luăm la rost! Nu! Îmi distrugeți ținuta! Oh, nu! Fiecare a luat o bucată din hainele fetei și ea s-a întors la punctul de plecare! Aș fi vrut să rămân în circ! Sunt săracă din nou!
Ei, curățăm pantofii! Bani! Iată, pantofii tăi strălucesc de curaj ce sunt! A fost obositor? Oh, ce față ai! Mamă, fata săracă a terminat de curățat pantofii mei! Uită-te la fața ei! Are atât de multe coșuri! Oh, doamne, mai bine să-i dăm un bacșiș! Prinde! Hai să mergem acasă! Wow, o păpușă mami picioare lungi! Aș vrea și eu una! Ce? Această mână pare familiară? Mi-e așa de frică! Ei bine, asta e interesant! Ce e înăuntru în cutie? Asta pare a fi camera fetei sărace! Oh, doamne! E mami picioare lungi? Te rog, nu mă răni! Să te rănesc, dar eu sunt aici să împar cu tine cutia mea de machiaj! Wow, o cutie de machiaj? Îți fac o transformare? Să începem, nu-i așa? Oh, doamne, fața ta e plină de coșuri! Nu le mai stoarce? Am o unealtă mai bună pentru tine! Sunt enervante! Oh, nu! Fată caragioasă, nu-ți stoarce coșurile? Țineți mâinile la locul lor! Lasă-mă să șterg asta! Uite, dacă vrei să storci câteva, storce acest obiect moale în schimb! Yay! Wow, sunt așa de colorate! Încă unul! E distractiv! Obiectele moi sunt așa de satisfăcătoare! Trebuie să facem ceva în legătură cu coșurile tale! O să verific în cutia mea de machiaj! Aha! Asta e pompa mea bună! Totul va fi rapid și ușor! Stai liniștită! Trebuie doar să-ți storci coșurile! Pop! Instant! A funcționat? De ce nu te uiți în oglindă? Haide! Wow! Pielea mea e netedă! Dar încă e murdară și uscată! Chiar? Vino aici! Ia să văd! E murdară! Știu! O să-ți fac o mască de față! Să o setăm pe mașină! În primul rând, o să adaug puțină apă! Și pastila de frumusețe! Doar apasă pe buton și mașina o va transforma într-o mască de față! Puțin aur sfărâmat ca să o facem mai elegantă! Asta e doar o modalitate de a te simți mai bogată! Totul e pregătit! Hai să-ți punem masca pe față! Nu e niciun rău în a arăta ca Nemo pentru o vreme! Acum hai să vedem rezultatul! Fața mea se simte așa de curată și netedă? Ți-am spus că va funcționa! Sunt așa de fericită! De la o piele uscată la una netedă ca untul! Părul lui mami picioare lungi e atât de roz! Sunt invidioasă? Vreau și eu păr roz! Al meu e așa de plictisitor! Oh, uite ce am găsit! Vopsea roz! Stai, aceasta nu e o vopsea de păr! Am exact ce-ți trebuie! Jur că e chiar aici? Nu! Am găsit-o! Hârtie creponată? Lasă-mă doar să tai hârtia în bucăți mici și să o amestec într-un castron cu apă! E cea mai simplă modalitate de a face vopsea de păr! Funcționează! Apa devine roz! E timpul să țin moi părul? Răbdarea e cheia! Uită-te la părul roz! Arată fabulos! E o baghetă? Oh, e un aparat de păr! Pur și simplu îți strângi părul și îți dă o împletitură colorată! Tehnologia și moda se îmbină perfect! În sfârșit! Coafiura semnată de mami picioare lungi cu o coadă de cal laterală și e gata! Gemene! Rozul nu e niciodată greșit când vine vorba de a-ți lumina ziua! Această plantă sărmană are nevoie de apă? Ce e zgomotul ăla? Flamingo-ul pare flămând! Cred că te pot hrăni cu puțin sclipici! Poftă bună! Cineva pare că va avea pupu strălucitor! Această pasăre are o digestie rapidă? Iu! Sclipiciul nu face mirosul mai puțin neplăcut! Iu! Ha? Pupu de pasăre! Știi ce?
ăsta ar putea face un machiaj bun. Nimic nu bate produsele organice. Pune puțin fard pe obraj și fard de ochi pentru a-ți scoate ochii în evidență. Wow! Arată așa de bine! Ce intenționează să facă cu creioanele? Înmoaie creionul în apă și voi desena gene perfecte, în stilul mami picioare lungi! Gata! Yay! Doar un lucru în plus! Totul e mai frumos cu un timbru în formă de inimă și o părticică de skip peach! Arăt minunat cu acest machiaj! Nu e machiajul mai bun cu obraj strălucitori? Acest lucru nu sună bine! La naiba! Sprâncenele tale au dispărut! No! Le am încă pe banda de ceară? Am o idee! Cum o să rezolve mami picioare lungi asta? Desigur, un tatuaj pentru sprâncene? Simplu și nedureros! Doar tamponează-l cu o cârpă umedă și trage! Așa de naturale și ascuțite! Uită-te! Sunt perfecte! La revedere, sprâncene stufoase! E timpul pentru ruj, dar se pare că Molly nu știe unde sunt buzele sale! Arată delicios! Vreau să-l mănânc! Ce faci? Cum arăt? Oh, doamne! Arăți ca un vampir, iar rujul nu e de mâncare? Scuipă-l afară! Ruj? Nu-i așa? Am o idee! Ruj și ciocolată? Ce combinație gustoasă! O să încălzesc o linguriță de ciocolată pe lângă lumânare până se topește! Funcționează! Apoi voi turna ciocolata topită într-un tub de ruj gol! Iată! Pot să mănânc acest ruj? Dulce! Și gustos! Un ruj interesant și delicios! Oh, draga mea, rujul e pe tot chipul tău! Ață dentară și ruj? Voi folosi ață dentară pentru a desena conturul buzelor tale, dar mai întâi să ne ștergem! Fă o linie la baza buzelor și una la partea de sus! Gata! Putem umple buzele și să le menținem conturul! Yay! Ce zâmbet frumos! Mua! Vezi cum rujul perfect îți dă un zâmbet mai luminos? Oh, doamne! Se pare că Molly a uitat să poarte pantofii afară! Ea își murdărește cearșafurile albe cu noroi! Sari, sari! Săritul e distractiv! Oh, nu! De ce sunt picioarele tale așa de murdare? Nu știu! Nu-i nimic! Stop! Trebuie să te cureți! Așteaptă! Cum o să ajute cismele? Trebuie să umplu aceste cisme cu apă și săpun! Să le umplu până sus! Arată suficient de spumos! Vino aici! Înmoaie-ți picioarele în aceste cisme! Exact! Lasă bulele să te curețe! E așa de distractiv! Hai să mergem! Următorul pas, trebuie să porți șosete groase de acum înainte! La fel ca ale mele! Sunt așa de confortabile! E ca și cum aș merge pe nori! Suntem și asortate! E mai bine să fii curat și la modă! Petrecere! Mă doare! Aoleu, aoleu, aoleu! Am auzit țipete? Ce s-a întâmplat? Ia să văd! Oh, nu! E o fisură! Nu-ți face griji, vom găsi o modalitate să o rezolvăm! O să folosesc seringa pentru a scoate așchea! Ușor! Gata! A dispărut complet! Serios? A dispărut complet? Am găsit pantofi pentru tine! Arată urât! Vreau pantofi roz ca lui mami picioare lungi! Așa zici? Pot să-i fac să arate bine! În primul rând, o să acopăr pantofii cu lipici! Asigură-te că acoperi fiecare colț, de la laturi până sus! Acum putem adăuga sclipiciul roz! Niciodată nu e prea mult sclipici! Trebuie să-i facem cât mai strălucitori! Un pic mai mult sclipici în partea de sus și voilà! Pantofi ca ai lui mami picioare lungi! Îmi plac! Ești cea mai bună! Sunt așa de roz și strălucitori!
Perfect pentru sărit! La revedere, Așchi! Hainele mele sunt pline de găuri! Nu-ți face griji, putem să o rezolvăm! Să vedem! Oh! Gata pentru desert! Mami picioare lunge puțin și reată! Ups! Ce s-a întâmplat? Se pare că momentul desertului s-a terminat! Un șervet și foarfece! Hai să creăm ceva! O să transformăm șervetul într-o rochie frumoasă! Nu putem uita de curea! Leagă-o la spate! Și acum mânușile! Panglica la gât! Și o perlă strălucitoare! Arăt ca mami picioare lungi acum! Arată așa de frumos! Fă o piruetă! Molly se pricepe la acest look, mami picioare lungi! Wow! E o brățară drăguță! Nu se potrivește? Oh, nu! Am rupt-o! Ce o să fac? E în regulă, o să repar! Du-te și joacă-te cu cățelușul! Hai să vedem! O să adun toate mărgelele și le voi pune între foi de hârtie de copt. Le voi încălzi până se topesc. Arată bine? S-au aplatizat! Perfecte pentru a face forme! Voi folosi un decupator în formă de inimă. Și voilà! Cercei în formă de inimă instant! Acesta e făcut cu dragoste! Încearcă-i! Inima se potrivește cu obrăjorii tăi! Îmi plac! Ai grijă? Ups! Ce-a fost asta? Peppa Pig, ce faci pe jos? Are o gaură în spate! E timpul să facem o operație! Spune adio umpluturii acesteia! Acum o voi coase cu o curea pe spate! Nu-ți face griji, voi fi atentă cu acul! Acum hai să facem și partea cealaltă! Fii tare, Peppa! A transformat-o pe Peppa Pig într-un ghiozdan! Ei bine, dacă există o pușculiță, cine spune că nu putem avea și o geantă de purtat? Molly poate pune chiar toate jucările înăuntru! Ta-da! Wow! Nu pot să cred că am un ghiozdan Peppa Pig! E frumos să am un prieten mereu cu mine! Arăt ca mami picioare lungi perfectă! Mulțumesc pentru ajutorul tău! Cu plăcere, dar camera mea e dezordonată și murdară! Sunt prea săracă să am o cameră frumoasă! Ce să fac? Mă ocup eu de asta? Să vedem! Va fi floare la ureche! Închide ochii! Acum uită-te! Wow! Camera tocmai s-a transformat într-o cameră roz! Covor pufos roz și un pat confortabil ca lui mami picioare lungi! Wow! Uită-te la aceste lucruri cool! La revedere, Molly! E timpul să mă întorc în oglindă! Nu! Nu pleca! Te rog! Oh! Știu! De ce să nu facem o poză pentru amintiri? Zâmbește! Ce zâmbet frumos! Ar trebui să o punem pe Instagram! Ce idee bună! La revedere deocamdată! Mini mami picioare lungi! Bucură-te de petrecere! La revedere! Ha? Poza noastră primește atât de multe inimioare! Petrecerile de noapte vor fi mult mai distractive în această cameră! Uită-te la fața mea! Îmi urăsc coșurile! Nu cred că e o idee bună! Coșurile mele sunt încă aici! Vino cu mine, am o idee mai bună! Vom face asta în stilul sirenelor! Mă întorc imediat! Astăzi, o familie de melci ne va ajuta! O să-ți pun un melc pe frunte? Un alt melc, te rog! Acesta merge pe obraz! Și încă unul pentru celălalt obraz al tău! Acum așteptăm până când vor scoate niște slime! Oh, cred că a terminat! Unge-ți fața cu slime! Ia să-ți scot ochelarii! Acum ne întoarcem la jocul de așteptare! Oh, frumos! Slime-ul s-a transformat în sfârșit într-o mască de față! Wow! Pielea mea e așa de netedă ca o perlă! Oh-oh! Cineva e un crab și ret? Oh, nu! Sebastian tunde părul fetei? Ce? Acesta e părul meu? Ce s-a întâmplat?
tu! Dă-mi foarfecele și pleacă de aici! Scuze! Din moment ce ți-a tuns deja o parte din păr, am să-l fac mai uniform. Tocmai te-ai tuns mai mult? Vino cu mine, am să te fac să arăți mai stilată. Bine, relaxează-te puțin, mă întorc imediat. Ce face? Oh, firar, crabul enervant s-a întors. Nu-ți face griji, sunt aici doar ca să termin ce-am început. Sunt cel mai bun hairstylist din regat, știi? Am un calamar, e perfect. Îți voi turna cerneală de calamar albastră și neagră pe tot părul. Încă nu am terminat, îți voi face părul mai strălucitor cu aceste pietre prețioase. Vrei să vezi cât de strălucitor e? Arăți ca o stea! Chiar mă simt așa? Ah, trebuie să mă așez și să-mi întind coada. Wow, coada ta arată așa de frumos! Și cu mine cum rămâne? Am încercat tot posibilul să fac o coadă de sirenă. Acesta nu e un proiect de artă. Nu așa faci. Lasă-mă să-ți dau jos coada asta prostească. Stai nemișcată, mai întâi trebuie să dau un telefon. Pe cine sună Ariel? Grozav, sună perfect. Oh, nu! Sunt tentaculele alea în spatele ei? E Ursula! Salutare! Nu te speria, e aici să te ajute! E timpul să iau lucrurile în propriile mele tentacule! Vezi aceste cisme? Permite-mi să le umplu cu apă pentru a începe amestecul meu! Vreau să adaug niște biluțe de apă! Priviți cum se amestecă culorile! Ce altceva? Oh, știu! Bombe de baie! Oh, da! Amestecul meu se adună atât de frumos! Acum ingredientul final! O mică picătură de magie va face șmecheria! Îți voi oferi cea mai frumoasă coadă pe care o sirenă a văzut-o vreodată! E gata? Scufundă-ți picioarele! Ceva se întâmplă? Picioarele mele s-au transformat într-o coadă de sirenă! E timpul să-mi încasez plata? Dă-mi toate diamantele! Ai făcut o treabă grozavă! Pot să not mai bine în ocean cu coada asta! Nu mai da din coadă? Auci, încetează! Care-i zarva? Oh, hopa, cred că am lovit ceva valoros! Hei, ha? Ninge deja? Un pescar scoate solzii unui pește? Săracul pește, nu voi tolera asta? Am de gând să fac o vrajă! Ha? Unde s-a dus peștele meu? Miroși ceva suspect în spate? E pește! Cu un aparat de ras? Peștele ăsta mă rade în cap? Nu! Acum știi cum se simte! Mă bucur că pescarul a primit pedeapsa! Acum ce facem cu acești solzi? Sunt așa de strălucitori! Știu! Uită-te la acest top drăguț! Îl vom face și mai la modă? Acoperă-l cu solzi peste tot! În felul ăsta? Acum ce e? Lasă magia să se întâmple! Ta-da! Propria ta ținută de sirenă! O secundă, cum arăt? Wow! Arăți fabulos! Sunt o sirenă frumoasă! Azi va fi o zi bună? Oh, nu! Sunt prinsă într-o plasă de pescuit! Ajutor! Te-am prins! Oh, nu! Cineva să ne ajute? Vă ajut eu! Știți că sunt expert în tăiat? O să tai frânghia! Auci! Te simți bine? Mă bucur că ești în siguranță! Era cât pe ce! Această plasă e așa de nervantă? Stai! Ar putea fi utilă! Pentru ce? Hei! Să revenim la cutia mea de frumusețe! E timpul să fim creative? Far de ploape roz mai întâi! Am de gând să desenez pe fața ta peste plasă! Hai să punem far de ploape violet pe obrajii tăi! Ești gata? Voila! Chiar arăt ca o adevărată sirenă acum? Ceva lipsește? Aici îmi păstrez toate perlele mele scumpe! O să-ți lipesc ușor perlele pe frunte? Perlele te vor face să arăți și mai mult ca o prințesă! Și am terminat! E uimitor! Arăt mult mai bine cu perle și solzi! De ce ești supărată? Vreau să am un machiaj ca acea sirenă!
E scris pe ghid. Desigur, cum aș putea uita? O secundă! Ghici ce se află în interiorul acestei pungi. E plină de produse de machiaj. E așa de strălucitor. Alegeți fardul de pleoape. Vreau roz, albastru, violet. Grozavă alegere. Închide ochii ca să-ți pot aplica pe pleoape. Acum voi adăuga un pic de violet și albastru. Deschide. Ochii mei arată minunat. Voi folosi acest șablon de pește pentru a-ți desena eyelinerul. Cine are nevoie de un ochi de pisică când putem face un ochi de coadă de pește? Iată-ne! Acum o să desenez aripioarele. Așa procedăm în ocean. Voila! Toate lucrurile se așează la oaltă. Acum, pentru buzele tale, le facem doar strălucitoare cu luciu de buze. Vei fi o sirenă perfectă! Totul e mai bine cu mai multe culori. Raftul ăsta e așa de înalt! Nu pot ajunge la cutie! Haide! Haide! Oh, nu! Am scăpat-o! Au căzut atâtea scoici! Ce s-a întâmplat? Nu am vrut să-l scap! De ce te-ai întins după cutie? Ah, bine! Voi transforma aceste scoici într-o coroană de scoici! Se potrivesc perfect pe capul tău! Wow! Ești gata să stăpânești marea? Ceva mi s-a înfipt în gât! Scoici? Oh, am o altă idee grozavă! Să lăsăm scoicile jos! Voi turna lipici de rășină în fiecare scoică până se umple. Apoi pun o perlă înăuntru și o las să se usuce. Ta-da! Cercei scoică! Nu-i așa că sunt eleganți? Sunt așa de fericită cu noile mele bijuterii! Să punem un inel pe acea mână frumoasă! Oh, Doamne, de ce sunt unghiile tale așa de murdare? Trebuie să le curățăm! Am primit marfă! Țineți mâinile neclintite, o să le periez cu săpun! Gâdi-le puțin, nu? Aproape am terminat! Acum o să-ți facem unghiile cu acest gadget! Wow, cum funcționează? Puneți degetul ca să pot ștampila ușa pe el! Floare la ureche, nu? Wow, a fost așa de ușor! Uită-te la unghiile mele! Atâtea forme distractive! Mâinile mele pot fi la modă chiar și fără inele! Bine ați revenit la expoziția de sirene! E colega noastră de clasă? În niciun caz! Uite, noi am desenat cele două sirene frumoase! Ea e idolul meu acum! Îmi doresc așa de mult să fiu ca ea! Am multe coșuri pe față! Vreau să le storc! Yikes! Pizza lui Chica a primit un topping suplimentar de puroi de coșuri! Nu e drăguț! Eh, o să nimeresc mai bine de data asta! Carl, ai mâncat din nou gadgetul meu? Iată-l, aspiratorul de coșuri! Știu că mai ai ceva acolo! Jucăria moale! Acum suntem gata! Uite așa, poți scoate aceste fire de păr! Bravo, fetițo! E așa de satisfăcător! E mult de scos! Între timp, o să folosim gadgetul ăsta ca să aspirăm coșurile fetei! La fel de ușor ca un aspirator! Gata! Eu, pielea mea e așa de fină acum! Mersi, Chica! Zâmbetul ei e mai strălucitor fără acele denivelări! Fața mea uscată și solzoasă mă mănâncă așa de tare! Aș avea nevoie de mai multe mâini! Nu-ți mai atinge fața, devine foarte uscată! Dar vreau să o ating! Lasă-mă să te ajut să îndepărtezi acele zone uscate! Ce putem face pentru a te hidrata? Știu! Un aparat pentru măști de față! Să-l așezăm și să extragem primul ingredient! Geleuri de pizza! Să le punem într-un bol și să le zdrobim în bucăți mici! Apoi vom adăuga niște bomboane în amestec. Pe final, amestecăm și zdrobim totul. Nu în ultimul rând, o să adaug o cutie de deșeuri toxice. Amestecăm până când se transformă în acel lichid verde. Umplem seringa cu amestecul și îl transferăm în aparatul de măști. Doar apăsând un buton, mașina va transforma amestecul într-o mască de față. Cred că e gata! Hai să-l încercăm! O voi pune ușor pe fața ta! Are un gust delicios! Nu o mânca? Cred că e gata acum! Wow! De data asta ar fi mai bine să nu-ți atingi fața! Aș vrea să mănânc niște pizza!
Am luat condimente? Ai atât de mult păr pe față, în nas și între sprâncene, chiar și în urechi! Trebuie să vii cu mine! Stai jos, o să te ajut să rezolvi asta! Ce o să faci? Sunt puțin speriată! Nu-ți face griji! O să-ți smulg părul folosind această uneltă specială! Sunt așa de speriată! Ce faci dacă mă doare? Nu! Nu! Relaxează-te! Ia, poți să mănânci aceasta ca dea! Foarte bine! Să continuăm, da? Nu! Ups! A lipit din greșeală acadeaua de sprâncene! Am reușit! Uite, s-a deslipit cu părul de pe sprâncene! Groaznic! A funcționat cu adevărat! Yay! Am aici puțină ceară de urechi lipicioasă și o să o folosim ca să-ți scoatem părul din nas! Da, a funcționat! Mai puțin țipat! Mai trebuie să îndepărtăm părul din urechi acum! Nu mai fi regina țipetelor! Tot părul a dispărut! Toate acele țipete au meritat, nu-i așa? Această pizza miroase urât! Iu! Mirosul acela strică totul! Ce? Fata cântă din toată inima, dar dinții ei miros așa de urât! Nici Carl nu poate să o suporte! Stop, stop! Niciun cântec pentru moment! Trebuie să scoatem ceva din gura ta! Nu! E atât de înspăimântător! Să încercăm! Al cui păr ai mâncat? Ha? Și uite, e un schelet de pește! Groaznic! Un măr putrezit și atâtea insecte? Trebuie să-ți faci un plan de masă mai bun! Un ultim lucru! Iată felia aceea de pizza pe care o căutam! Asta e groaznic! Nici Carl nu mai poate suporta mirosul! Vrea ca fata să-și spele dinții? Aceasta este o periuță de dinți specială cu care pot spăla dinții de sus și de jos în același timp! Cred că am reușit să iau totul! Gata! Arată-m dinții! Ta-da! Acum putem cânta din toată inima! Carl, dă-i drumul! Cântatul e mult mai plăcut că respirația nu miroase! Simt că am ceva ciudat între degetele de la picioare! Șosetele mele miros urât! Mai bine le arunc! Oh, dragă! Acele picioare au avut și zile mai bune! Uită-te la picioarele tale! Cresc ciuperci pe ele! Trebuie să le tăiem! Mai am nevoie doar de câteva! Acum am topping de ciuperci pe pizza mea! Eu... Sunt sătulă! Acum trebuie să-ți curățăm picioarele! Trebuie să porți acești bocanci de curățare! Wow! Vino și bagă-ți picioarele aici! O să adaug puțin apă și aceste bomboane de baie în formă de stele sclipitoare! Apa o să prindă și ea culori frumoase! E așa de tare! Freacă-ți picioarele pentru a scăpa de germeni cu adevărat! Sunt curate și sclipitoare! Nu mai e loc pentru ciuperci să crească! Buzele mele sunt așa de uscate! Uite cât sunt de cojite! Chica nu e aici să mă ajute! Dar Carl e aici! Știu că mă vei ajuta, prietene! Hai să obținem ceea ce vreau! Am găsit! Ruj și buze false moi! Am senzația că această fată nu știe cum să se dea cu ruj! Așa că va exersa pe buzele false și le va plasa peste ale ei! Ce s-a întâmplat cu buzele tale? Nu așa se face! Gândește! Lumini de Crăciun și un unicorn moale? Am o idee! Voi lua unicornul moale? Apoi îi voi tăia gura exact așa! Vom stoarce conținutul pufoșeniei dinăuntru! Ce? Asta te va opri din țipat! Apoi voi turna puțină miere într-un bol, apoi voi adăuga sclipici și vom amesteca totul! Acum vom pompa acest amestec în unicorn prin gura lui! Se umple repede! S-ar putea să scoată sclipici curând! Ce lichid sclipitor! Ia, poți folosi asta ca și cremă hidratantă! Wow, să încerc! A funcționat! Buzele mele sunt așa de netede! Ultimul lucru! Poți folosi acest ruj pentru a-ți îmbunătăți și mai mult aspectul buzelor! Vreau și eu!
E așa de ușor de aplicat. Fac bine? Cred că sunt prea închise la culoare. Trebuie să o dai jos pentru a dezvălui adevărata sa culoare. Ai dreptate! Această nuanță de roz e perfectă! Ador! Vreau machiaj ca lui Chica! Hei, Chica! Ce s-a întâmplat? Vin imediat! Vreau machiaj! Relaxează-te, o să-mi vină o idee! Poate ai machiaj în geantă? Acest burete pentru machiaj e prea folosit! Nu o să-l folosim pe acesta! Salut! Uită-l pe băiatul cu baloane! Aș vrea un balon, te rog! Mersi! Așteaptă! Întoarce-te! Așa e mai bine! Cum o să ajute un balon? O să desumplu balonul ca să-l putem folosi ca burete! Și cum nu avem culori încă, o să folosim creioanele colorate din geanta ta! Le ascuțim pentru că avem nevoie de resturi! Toarnă resturile pe o paletă și adaugă puțină apă! Înmoaie pensula pentru a le amesteca! Wow! Sună bine! E timpul să-ți fac machiajul! O să încep cu o culoare albă și o să o aplic pe fața ta! Wow! Apoi o să folosesc o culoare roz pentru dungi de blush! Ce facem cu nasul? Folosește o culoare galbenă! Wow! Arată exact ca Chica! Batem palma! Gemene! De la un aspect tocilăresc la unul păsăresc! Mă mănâncă părul! Ce mi se întâmplă? Părul tău e plin de mătreață și de păduchi! Doamne, am prins unul! Grăbește-te! Trebuie să-ți spălăm părul! Unde merge acum? Ceva îmi spune că nu are de gând să bea acel milkshake! Iată periuța mea specială! Acum să începem! Ești gata? Oh, no! O să torn un pic de milkshake peste părul tău și o să-l frec ușor cu periuța! Tot laptele o să-ți vopsească părul alb ca al meu! Acum trebuie să-l acoperim ca să-l uscăm bine cu uscătorul! Cred că e suficient! Wow! Părul meu e așa de alb și e super pufos! Nu am terminat încă! Trebuie să adăugăm o fundă pentru a completa look-ul! Încep să văd asemănarea cu Chica! Tot am haine plictisitoare! Oh, doamne! Ai dreptate! Dă-mi un moment! Ce plănuiește să facă? Uită-te la mine! Sunt îmbrăcată ca Chica! Abia aștept să arăt ținuta în clasă! Cu un pocnit al degetelor, fata bogată se va transforma în fata tocilară! Nu! Ce s-a întâmplat cu ținuta mea? Uite ce am! O ținută Chica identică cu a mea! Wow! Sunt așa de entuziasmată să o port! Aspectul meu, Chica, e complet! Am chiar și cercei asortați cu ținuta! Asta e chitara ta! Așa că o să cântăm o melodie! Hai să mâncăm, mâncăm! Hai să petrecem, petrecem! Hai să mâncăm, mâncăm! Sunt acasă! Ce naiba? Ce e acest roșu pe podea? E un traseu care duce spre bucătărie? Asta pare o scenă a unei crime! Ce s-a întâmplat? Ești bine? Oh, doamne! Așteaptă un moment! Îmi mâncai prăjitura în timpul acesta? Gah! Mi-ai distrus tortul de ziua mea! Grace și câinele său au fost teleportați într-o cameră de provocare! Prima provocare e să termin cârnații cu propriul sos! Eu încep! Voi împărți cârnații în două! Unul pentru mine și unul pentru câinele meu! Iată! De ce partea mea e așa de mică? Ei bine, voi începe să-mi înmoi cârnațul! Iubesc ketchup-ul! Grace începe să se bucure de mâncarea sa! Sunt dezamăgit de mâncarea mea! Oh, nu! Fierbinte, fierbinte, fierbinte! Așa-ți trebuie, om lacom! Voi folosi un băț și voi încălzi bucățica mea de cârnat! Apoi voi înmuia cârnatul în acest sos delicios! E timpul să-l devorez!
aș putea să-l termin într-o înghițitură. Limba mea s-a ars. Am nevoie de un pachet de gheață. Câinele își termină cârnatul primul. Mănâncă din al meu. Nu, mersi. Am pierdut. Wow, avem morcov pentru această provocare. Ceva nu e în regulă cu acel morcov. Ajutați-mă! Se pare că morcovul are dureri de stomac. Oh, nu! E timpul să fac pe doctorul. Trebuie să facem o ecografie. Stai nemișcat, acest gel e puțin rece. O să-ți scanez stomacul acum. Oh, Doamne! Morcovul e însărcinat cu gemeni. Trebuie să adorm pe mama morcov pentru a putea scoate bebelușii. Dorm bine! Timpul pentru extracție! Trebuie doar să trag linii în jurul stomacului său, iar acum e timpul să o tai. Sunt așa de nervoasă! Mersi, prietene! Gemenii sunt în siguranță! Celălalt bebeluș nu se mișcă? Trezește-te! Trezește-te! Oh, slavă Domnului! Era doar adormit! Hai, bebeluș! Trebuie să o coasem pe mami! Operația a fost un succes! Mami morcov și gemenii săi! Morcovii tăi sunt doar de jucărie? Simt ceva aici? Sunt gustări ascunse sub morcovi? Punct! Așteaptă! Ce? Încă unul! Și am ajuns la gustarea finală! Câinele câștigă pentru că a terminat gustările. Grace nici măcar nu a mâncat morcovul. Mâncarea pentru această provocare e... salată? O mâncare așa de plictisitoare? Mâncarea mea e hrană pentru câini? Cred că s-a produs o confuzie aici. Asta ar trebui să fie a ta, nu a mea. Wow, sunt ascunse mâncăruri în interior. O gustare pentru pisici, pentru un câine și hrană pentru câini pentru un om? Poate pot să o fur câinelui meu. Fără șmecherii. Oh, la naiba! Semnalul de alertă s-a oprit din clipit. Dar tot nu vreau să mănânc asta. Așteaptă, hrana pentru câini e chiar destul de bună? Poate și eu o să găsesc gustoasă gustarea pentru pisici. Oh, nu! De ce mi s-au transformat urechile în urechi de pisică? Câinele s-a transformat într-o pisică. E așa de amuzant! Urechi de câine? Labe de câine? Oh, nu! Nas de câine! Grace s-a transformat într-un câine. Următoarea provocare va fi plină de țepi. Auci! E un cactus adevărat! Ce? Al meu miroase a ciocolată! Știu! O să ling și eu! Am primit ghimbi! Am nevoie de un prim ajutor! O seringă? Se pare că va trebui să o folosesc ca să scot țepii! Fața mea! Sunt în viață! Ce? Cum de câinele meu aproape a terminat mâncarea? Trebuie să mă grăbesc! Știu! Voi folosi seringa ca să spir tot sucul de cactus! Pot să-l beau dintr-o înghițitură! Gata! Grace câștigă un punct pentru această provocare! Sărmanul său câine nu a terminat cactusul delicios! Wow! Acesta e cel mai mare frappuccino pe care l-am văzut vreodată! Abia aștept să-l gust! Nu sunt permise mâinile! Oh, haide! Oh, va fi ușor! Nu am nevoie de mâini pentru a mânca! Pare dificil! Nu sunt un câine? Ce se întâmplă dacă îmi lovesc întreaga față? Cred că am o perucă din frișcă pe cap! Am terminat! Vreau mai mult! Câinele câștigă un punct! Vată de zahăr? Va fi ușor! Stop! Un indicator de aciditate?
Jucătorii vor avea suc de lămâie turnat pe vata de zahăr. Nu am terminat încă! Deșeurile toxice și bomboanele în culori de curcubeu, de asemenea! Sirop acru! Și gumă acră! Te rog, spune-mi că asta e... un spray de dulceață acră pentru a acoperi totul! Suntem condamnați! Nu-mi place asta! Bine! Prima degustare! Prea acru deja! Mă face să salivez! Iu, scuzați-mă! Nu cred că pot face față! Să încerc și eu? Nu pot! Nu voi renunța! Nu sunt o pierzătoare! Voi mânca această lămâie acră dacă trebuie? Iată! Prea acru! Credeam că ești un câine! Acum ești doar un fricos! Grace câștigă un punct! Wow! Mâncăm burgeri! Al tău arată simplu, iar al meu delicios! Așteaptă! Un squishy! Squishy? Am o idee! Uite! Du-te și adu squishy-ul! Squishy! Acest burger e cu adevărat al meu? M-ai trădat! Ei bine, ce facem acum? Oh! Vrei să-mi aduc singură bentița? Ce e un cheeseburger fără brânză? Sunt înapoi! Bine, timpul să mâncăm! Nom! Această brânză e doar un cauciuc! Iac! Nu, 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 nu! Ei bine, nimeni nu primește un punct! Pentru această provocare, trebuie să mănânce tăieței picanți cu ou! Arată delicios! Sunt o morsă! Asta nu mă impresionează! Să începem! Oh, nu! Am uitat cum se folosesc bețișoarele! Oul meu! A alunecat sub masă! Știu să folosesc bețișoarele mai bine decât ea! E ușor! Pot să termin rapid! Hiu! E iute! Iată oul meu! Vino aici! L-am prins! Iu! Ești așa de murdar! Ce? Aproape ai terminat tăieței? Nu am de ales! Trebuie să mănânc acest ou murdar! Nu voi pierde provocarea! Ultima înghițitură! Nu! Am pierdut din nou! Câinele câștigă provocarea și primește lapte proaspăt drept premiu! A pocnit! Asta nu mai e distractiv! Poftim! Părul tău ar putea avea nevoie de o transformare! Oh-oh! Ce se întâmplă? Am devenit vie? Tu? Vino aici! Cred că am obosit! Și a revenit la forma de păpușă! Săraca de tine! O să am grijă de tine! Bun venit la provocarea transformarea lui Barbie! Ce zici de Barbie-a mea? O să scap și de coșurile tale, dar mai întâi trebuie să facem ceva cu nasul tău! Să sperăm că această pilă de unghii îți va diminua nasul ascuțit! Cred că funcționează! Perfect! Dar coșurile tale? Mucul meu slime e fix la timp! Îl putem folosi ca mască de față! E multifuncțional! Să vedem! A funcționat! Acum să vedem coșurile de pe fundul tău! Va trebui să le scot! Hopa! A făcut mizerie! Jocul a început! Sunt o expertă în scoaterea coșurilor! Așa se face în cel mai scurt timp! Primul lucru pe care trebuie să-l abordăm sunt acele coșuri! Oh, nu! Lasă-mă să încerc să le storc! Uită-te la puroiul ăsta!
Acum nu e momentul să te joci cu el precum te joci cu plastelina? Această mască de față minusculă e soluția! Are dimensiunea perfectă pentru fața lui Barbie! Doar așează-o ușor și totul e clar și neted! Scarlett primește o stea pentru o transformare de look! Poate încerci un mod mai igienic data viitoare, Camila? Ce putem face cu părul tău încălcit? Nu-mi lași de ales decât să-l tai! Iată! Acum voi rade totul! Chelia poate fi și elegantă, știi? Nu! Ce-ai făcut cu părul meu? Totul e gata! Acum dăm balonul! Voi tăia doar vârful, apoi îl voi înfășura peste scalp! Voi turna lipici cald peste tot! Nu vei simți nicio căldură! Floare la ureche! Bineînțeles, ai nevoie de păr și sunt dispusă să-ți dau ceva din al meu! Oricât de gros și lung ai avea nevoie! Sper că acest lucru e de ajuns! O să încep să lipesc de scalp acum! Până când vei avea capul plin de valuri delicioase! Arăți ca o stea! Yay! Desenatul e distractiv, dar poate te vei asigura că nu stă nimic în cale! Sau vei vopsi din greșeală părul lui Barbie? Ajută-mă! Oh, nu! Îmi pare așa de rău! Pot repara asta? Aha! Am nevoie doar de un borcan în care o pot scufunda pe Barbie! Te potrivești perfect! Acum pregătește-te pentru o baie cu lapte, Barbie! Sunt sigură că îți poți ține respirația pentru câteva secunde! Voi amesteca câteva picături de colorant alimentar roșu! Acum o să închid borcanul și o să-l amețesc puțin! Amestec, amestec! Mai mult! Gata! Să vedem rezultatul! Wow! Uită-te la părul tău roz! E așa de frumos încât procesul i-a luat literalmente respirația lui Barbie! Am o altă idee! Voi folosi un blinger pentru a-ți face părul să arate ca al unei sirene! Doar câteva nestemate aici și acolo! Voila! Nu e niciodată ușor să-ți tunzi singură părul, așa că victoria va merge la Camila pentru devotamentul și sacrificiul său! Buze pufoase? Aoleu! Dinții lui Barbie sunt așa de murdari! Bine că am întotdeauna pasta de dinți cu mine! Îi poate curăța și toată fața! Iar o periuță de dinți va îndepărta cu siguranță toată murdăria! Păpușile Barbie au nevoie de ceva mentă pentru a-și păstra pielea proaspătă! Hopa! Ai nevoie de aparat dentar! Oh, asta mi-amintește că am un cercel de metal! Trebuie doar să-l întind puțin, iar asta poate funcționa pe post de aparat dentar! Vei avea un alb sidefat perfect în cel mai scurt timp! Selfie! Hai să facem o farsă lui Barbie! Să-i dăm viteză! Ah, stop! Uite, e un zid de cărămidă! Și a plecat zburând! Oh, Doamne, dinții tăi! Îmi pare așa de rău! Ce să fac? Poftim, lasă-mă să aplic ojă pe buze! Îți voi face buzele să pară din nou roz și plinuțe! Trebuie doar să le vindecăm puțin! Iar acum vei avea buze demne de un selfie! Nu, datorită farsei irresponsabile a lui Scarlett, steaua merge la Camila! Am făcut destulă mizerie cu toate aceste coși de nucă! Ce e asta? Un copil Huggy-Wuggy? Mi-a dat o idee! O să-i fac și lui Barbie o burtică folosind coaja de nucă! Și voi turna peste tot lipici cald de culoarea pielii! Sunt un geniu! Ce truc inteligent! Gata! Chiar și păpușile Barbie primesc apeluri de la mama natură!
Ai nevoie la toaletă? Ce ar trebui să fac? Oh, aproape că am uitat că ai propria toaletă! Cineva a băut prea mult suc! Și avem vești grozave! Barbie va deveni mamă! Însărcinată? Vreau să-i fac lui Barbie o burtică cu acest copil adorabil! Cald și confortabil! Frumos! Steaua merge la Scarlett! Felicitări pentru că i-ai dat lui Barbie un bebeluș adevărat și nu un monstru! Piata mea, Barbie, e de sculță? Oh, te-am dezamăgit, Barbie! Stai, un burete? Am o idee strălucitoare! Voi desena un mic oval pe burete pentru a putea decupa forma. O să fac și eu la fel în toate culorile diferite. Apoi stivuiește-le pe toate ca pe un sandwich și adaugă o curea deasupra. Încearcă noi tăi păpuci comozi! Ai grijă? Eu am călcat într-un răhățel! Probabil e doar ciocolată! Nu! Eu, într-adevăr! Bine, ți-am adus pantofi în plus! Vin cu tocuri de ruj, astfel încât să-ți poți retușa întotdeauna buzele care sunt îmbucurătoare! E timpul să mergi la plimbare? Barbie iubește noii ei pantofi! Merge treaba, fato! Pentru că a fost așa de hotărâtă și creativă, Camila primește steaua! Bătălia devine strânsă! Lui Barbie i s-a rupt apa? Oh, sper să nu inunde aici! Doar să scot bebelușul afară! Nu-mi permit să te duc la un medic adevărat, așa cum voi face eu! Trebuie să facem o cezariană? Bețișoarele își vor face treaba! Iată copilul tău! Ce adorabil! Vino aici, micuțule! Hai să te înfășurăm într-un șervețel pentru a-ți ține de cald! Băiatul meu! Sunt așa de încântată pentru copilul tău! Stai! Tocmai ai făcut pipi în mâna mea? Nu puteai măcar să mergi la toaletă? Nu! Mi s-a rupt apa! Cred că intru în travaliu! Ce? Trebuie să chem o ambulanță? Ajutor! Barbie a mea e pe cale să nască! Haide, păpușo! Succes! Eu sunt doctorul care te va ajuta să naști! Ești gata? 3, 2, 1, împinge! Va fi bine? O livrare lină și reușită! E așa de drăguță! Copilul meu e bogat ca mine! Ei bine, operațiunea lui Scarlett a fost mai responsabilă și mai îngrijită, așa că ea primește steaua! Ai noroc că Barbie are nevoie disperată la baie! Uite, lichid de spălat! Dar am o idee mai bună! Am transformat sticla într-o mini-cadă! Să o umplem cu spumă distractivă! Așa de relaxant! E vremea vacanței! Barbie se pregătește să sară în piscină? Poți să o faci, fato? Doar sari! Doar să sar? Uite ce înalt e topoganul! Și cât de adânc e acest bazin! Cred că ai nevoie doar de un mic impuls! Mi-e frică! Ceva nu e în regulă! Ajutor! Nu știu să not! Cineva a avut un accident în piscină! Doamne! Un colac plutitor! Trebuie să-l umflu! A mers! Sari pe flamingo și ține-te bine! Sunt în siguranță! În sfârșit! A fost cât pe ce! Deci, steaua trebuie să meargă la... Camila! Da!
Pentru rezultatul final, cea care a obținut cele mai multe stele e Camila. Da! Pentru premiul tău, primești un coș cu mai multe păpuși Barbie. Wow! Camera miroase a gelozie. Poți lua și tu premiul? Mă mulțumesc cu o Barbie. Serios? Se pare că amândouă se simt ca niște câștigătoare până la urmă.